Bună seara, domnilor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de administrație publică. Este marți și momentul să vedem ce se mai petrece prin județ, prin țară și prin lume. Trăim vremuri complicate, a apărut vaccinul, e bun, nu e bun, e o întreagă discuție. Vedem că se testează și alte tipuri de vaccin la alte entități din domeniul sanitar. Cert este că mai devreme sau mai târziu vom scăpa, pare să, de această pandemie. În egală măsură, în România, în România nu există un buget național. Ne apropiem cu pași rapizi de finalul lunii ianuarie și nu se întrevede ca până la jumătatea lui februarie, așa cum ar fi firesc, am putea spune, să avem buget. Nu se va întâmpla acest lucru. Vă reamintesc că atunci când era ministru al finanțelor, domnul Câțu, actualmente premier, promitea românilor, și nu era campanie electorală, promitea românilor că vom avea buget cel mai târziu la finalul lui ianuarie. N-a fost să fie, vom vedea ce se va întâmpla. Se schimbă, nu se schimbă prefecții, sunt tensiuni în formațiunile politice de la guvernare, din actul guvernării, cum se rebranduiește, cum se reașează principalul partid de opoziție de la momentul vorbirii. Despre toate acestea, dar și despre multe alte chestiuni, să nu uităm că astăzi este ziua de 26 ianuarie, zi la care aniversăm de fapt nașterea liderului Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu. Avem un primar invitat în această seară care este un suporter, un fan declarat al personalității și al fostului lider al PCR. Doamnelor, domnilor, am deosebită plăcere de a discuta despre tot ceea ce v-am spus și despre foarte multe alte subiecte alături de domnul Robert Păiuș, primarul Comunei Stejar. Stimate domn, bună seara, bine ați revenit și fiind prima emisiune cu mine, la mulți ani! La mulți ani pe anul ăsta, pe această care țin să salut și pe dragii dumneavoastră telespectatori. Mi-ai făcut așa un intro fan suporter. Da, cred cu bune, cu rele, ușor devenim, ca toată țara devenim suporterii suporterului Nicolae Ceaușescu. Și mai în glumă, mai în serios, vis-a-vis de postarea pe care am pus-o care astăzi, a fost preluată, atenție, și făcut și material de presă, da? Național, și nu este prima oară, cred că și acum 3 ani de zile tot la fel. Nu știu de ce foarte mulți dintre jurnaliști sau din cei din mass media, mai exact, să se miră și se întreabă de ce această nostalgie sau de unde. Într-adevăr că vârsta pe care o am, dar fiind faptul că sunt foarte tânăr și n-am prins mai deloc, aș putea spune, din perioada aceea post-decembristă, pentru că vorbim de o vârstă de foarte fragedă, de 4 anișori, și într-adevăr nu pot să îmi dau cu foarte mult cu părerea vis-a-vis de și poate și părțile urâte a acelei perioade, dar și perioade de astăzi au părțile ei urâte. Oho, și slavă Domnului! Poate cu siguranță mult mai multe. Dar singurul lucru care m-a făcut de-a lungul timpului să fiu nostalgic vis-a-vis de, sau să înțeleg anumite evoluții, am stat și m-am documentat așa din puținele lucruri sau puține documente pe care le-am găsit sau documentare pe care le-am văzut. Pot spune că tovarășul Ceaușescu a preluat o Românie de la căruța cu boi și a dus-o la tractorul UMT-650, de la împletitul târnei ca să-și care recoltele, la fabrici și uzine, și de la îndatoriri, ca și astăzi, la a fi singura țară din lume, vă dați seama, imaginați-vă, din lume, să nu ai venit nicio datorie în 1906. Ba mai mult avea de încasat. Pe lângă faptul că Arabia... Și se pare, Arabia, că sume, zicem, se pare că sume destul de mari de trebuia rigoare, să fie încasate. Arabia Saudită sau Dubaiul, care astăzi ne folim cu imagini, noi ca și Emiratele, da. Erau datori la noi. Dar, da, fiind faptul că de-a lungul istoriei noastre nu avem avut noi și nu avem noi o foarte bogată istorie, nu am fost un popor poate favorizat din foarte multe lucruri, am avut ghinion de-a lungul istoriei noastre ca și existență, să fim iubiți de cine ne iubește, cam așa aș putea spune, și cred că ar merita, în ciuda faptului că a lăsat ceva în urmă. Și un foarte mare semn de întrebare pentru mine a fost și de ce am început să fiu atât de interesant de acest personaj, să-l luăm prima oară ca personaj, de ce nu și ulterior și istoric, pentru că ruinele care
au rămas în urmă, nu, vă dați seama că n-am reușit nici măcar să demolăm, deși acea zicală pe care a folosit-o propriul lui fiu, dacă nu mă înșel, Valentin Ceaușescu, a spus că ceea ce a construit tata nu o să puteți... Haideți să citim omul. Voi, vă dați seama ce părere avea despre noi ca popor, da, ca țară, ca oameni? Voi nu o să fiți în stare să jugreviți ceea ce tata v-a construit. Și uite că astăzi a avut pură și reală dreptate. Pentru că e clar că oameni ca Nicolae Ceaușescu se nasc poate odată pentru România, odată la 200 de ani, la 300 de ani. Suntem într-o situație în care nu cred că am putea să ne mândrim cu foarte multe lucruri în ultimii 30 de ani, comparativ cu ceea ce se construia în, sau ceea ce a reușit să construiască în 24, aproape 25 de ani de conducere. Sunt convins că și dumnealui avea și are părțile rele, părțile negative ale conducătorului. Dar un conducător, știți cum e? Un primar trebuie să fie iubit și un polițist urât. De ce spun așa? Pentru că un primar trebuie să fie iubit pentru că trebuie să realizeze lucruri pentru comunitatea lui, iar polițistul trebuie să fie urât pentru că își face treaba și atunci îi trebuie să cetățeanul să fie frică ca să nu greșească. Așa e concepția mea. Poate eu greșesc, poate nu. Tu acum nu cer ca toți să-l venereze sau toți să-l fie nostalgici după acea perioadă. Citeam despre la cineva când posta că stătea la coadă la cartelă. Eu cred că singurii care au făcut, că s-au făcut într-adevăr eforturi extraordinar de mari pentru astfel de salvarea a economiei țării, pentru ca să poți să plătești datoriile alea extraordinar de mari și la vremea aia, s-au făcut niște sacrificii. Dar sacrificiile nu le-am făcut nici eu, nici măcar părinții mei nu le-au făcut. Le-au făcut părinții, bunicii mei. Deci, generația părinților mei nu au dreptul să-l critique, pentru că ei nu au făcut niciun efort. Efortul l-au făcut bunicii noștri. Ei au făcut foamea, ei au stat la cartelă, ei au stat la pâine dacă au stat. Pentru că generația părinților mei au beneficiat de un apartament pe care și l-au plătit în 93 datorită inflației cu un preț derizor. Un apartament 93, 94, care l-au primit tot datorită sistemului politic, administrativ, economic de la vremea perioadei ceaușiste. Deci, cred că dacă stăm să ne gândim câte autostrăzi s-au construit în perioada aia, câte blocuri s-au construit în perioada aia, câte fabrici, câte uzine, câte locuri de muncă, ce dezvoltare economică aveam, ce țară eram în Europa. Gândiți-vă că Olanda, da, mlăștinașii aia din Olanda importau tractoare de la noi. Și noi acum, s-au dus vremurile alea. Acum Olanda se opune, chiar cu drept de veto, se opune aderării la spațiul Schengen, pentru că ar pierde clar... Dar nu vi se pare un pic cam... Din cauza portului Constanța. Bine. Exact. De acord cu dumneavoastră. Rotterdam ar fi în cap și tot ceea ce înseamnă economia Olandei. Să spun și eu. Dar nu mi se pare un pic dubios de ce atunci s-a putut și acum nu se poate? Păi vă spun eu, în primul rând, pentru că, cu bune curele, fostul lider al PCR a fost un patriot, pe când acum, tare mi-e teamă că la nivel de vârf nu mai avem patrioți. Și aștept să mă contraziceți. Dacă avem patrioți, aș putea să-l numesc naționalist. Ok, bun, a tras cu țara. Arătați-mi mie, după 2000, oameni din fruntea administrației centrale sau politici care au tras cu țara. Că n-au prea fost. Poate răpostatul Vadim. Da, vorbim de altceva. Dar recent am putea să zicem posibil, dar nu am putea să dăm crezare de 100%, deoarece nu a avut ocazia să ne și demonstreze acest lucru. Până la momentul de a demonstra, sunt foarte mulți politicieni care spun că își iubesc țara, sunt foarte mulți. Bine, de vorbe cred că suntem sătui cu toții. Exact, nici noi nu am putea să-i dăm cezarului sau încrederea totală fostului președinte Vadim Tudor, al partidului, da. Dar din ieșirile pe care le avea, din reacțiile pe care le avea, din atitudinea pe care o avea vis-a-vis de clasa politică, într-adevăr era cam singurul care era naționalist. Și acum tot eu revin și spun că cred că țara noastră a mai fost țara noastră doar până în 2007. Din 2007
chiar în 2009. Mă referiți exact, după aderarea... După 2009, noi nu știu dacă mai reprezentăm, sau dacă cuvântul nostru politic vorbind mai reprezintă ceva pentru Uniunea Europeană. Nu, noi reprezentăm economic pentru UE o piață de desfacere. Și nu numai pentru UE. Și asta este realitatea, n-are sens să ne ascundem după deget. Deci, cred că dacă lucrurile se puteau pune în practică, a se mișca spre o dezvoltare economică a țării, a fost perioada 89, sau întreținerea acestei părți economice, între perioada 89 și 2007, până chiar în 2008, până am început să aderăm legilor Uniunii Europene și pretențiilor pe care le au ei vis-a-vis de noi, dar noi să nu avem nimic față de ei. Ci pentru că idee de, nu putem spune de business, idee de marketing și de, atragerea atenției asupra comunității, asupra comunei Stejari. De ce nu creați? Că sigur veți găsi, ați putea găsi un spațiu, un mini muzeu al perioadei amintite, da? Așa. Care să-l aibă în prim plan pe Nicolae Ceaușescu. Este o idee. Și nu cred că sunt multe astfel de locuri în țară. Sunt câteva. Cred că lucrul ăsta sau sfatul ăsta sau ideea asta ar fi mult mai bună dată primarului de la Scornicești, care ar avea. Teoretic ar trebui să ne audă, că ne auzim în toată Oltenia. Da, domnul primar, nu știu dacă există așa ceva acolo. Atitudinea mea vis-a-vis de ceea ce am postat și de felul în care eu gândesc, probabil pe unii uimesc, nu sunt toți la... Pe mulți cred că i-ați deranjat cu simpatia aceasta. Domnul Catrina, haideți să vă spun ceva. Omul are o viață. Corect. Ce poate să se întâmple? Mai mult decât să mori, n-are ce să se întâmple. Suntem datori cu toții o moarte. Corect. Sperăm să vină cât mai târziu, aia e ideea. Și eu cred că, până la urma urmei, dacă tot au vrut de libertatea la exprimare, trebuie să-și asume și cei care au făcut treaba asta și partea de pro și de contra. Cum și eu, poate, nici eu nu sunt omul perfect și eu am reproșurile mele vis-a-vis de activitatea mea pe care o am. Sunt unele lucruri care le văd că le greșesc eu și eu cred că sunt un om ca oricare om și greșesc, am defectele mele. Cu bune, cu rele. Dar ideea este că atunci când greșești și nu recunoști, e o problemă. Și o problemă majoră. Dar atunci când, ca om, ca individ, indiferent de ceea ce practici, de ceea ce faci, dacă tu greșești și perpetuezi în greșeală și nici nu vrei să-ți asumi ceea ce faci sau nici nu recunoști greșelile, atunci e o problemă foarte mare, pentru că nu... Un proverb britanic spune așa: dacă o persoană spune că ești beat, nu-l înseamnă. Dacă două persoane spun că ești beat, nu-l înseamnă. Dacă trei persoane spun că ești beat, du-te și te culcă. La același lucru, că știam și n-am convins că în drumul spre dumneavoastră, că o să îmi puneți foarte multe întrebări despre postarea de astăzi și despre acest eveniment, vreau să spun că dacă eu greșesc, e posibil să greșesc și să nu fi fost atât de bine. Dar când stau și citesc atâtea zeci de comentarii pro, deci adică pozitive, favoarea postării mele, și poate unul, doi pe aici răzleți, atunci e o problemă. Înseamnă că nu doar eu văd situația așa cum este în realitate. Întrebare de 5 puncte, stimate domn, pentru că vorbim de ceea ce ar trebui să fie normalitate în această țară încă frumoasă și locuită de oameni frumoși. Este o țară frumoasă. Aveți buget aprobat pe 2021? La fel ca toate celelalte comune sau celelalte... Ca la America, NAT. NAT. Da, avem NAT. No. De ce n-aveți buget? Pentru că așteptăm să-l finalizeze. Nu știu. Momentan funcționați cu 1/12 din bugetul 2020, exact. Asta înseamnă investiții zero, proiecte zero, cofinanțare în cazul în care ar trebui să fie zero. Cam totul este la pământ. Cred și sper să încerce să reabiliteze cât este de repede posibil, deoarece nu de mult îmi aduc aminte prin 2018, începutul 2019, când domnul președinte cu sulițe, trâmbițe spunea, și nu doar el, cât și Partidul Național Liberal, și cu asta închei, pentru că mi-am propus mie însumi să nu mai vorbesc despre niciun politician, pentru că n-am cum să ridic la valoarea mea să vorbesc despre ei.
strict. De acum, de azi, încolo toate emisiunile mele... Domnul Păiuș este și un om foarte modest, după cum... Nu, dar de ce să vin într-o emisiune? Cum ați spus că este... Cum ați spus că sunteți, la un moment dat, acum vreo 2 ani, Messi, Ronaldo... Nu, Cristiano Ronaldo, clase politice. Așa, da. De aceea, cred că... Messi, am uitat, e aici, da... Nu are sens să aducem, pentru că nici nu pierdem timpul în discuții despre alții, pentru că nu o să facă ceea ce trebuie. Și sunt convins că nu o să facă ceea ce trebuie, sunt convins că și le-am dat pronostic mai mult de un an jumate, nu duc nici un an jumate, nu o să duc această guvernare. Pentru că ați plecat de la momentul 6 noiembrie 2019, că deja a trecut anul. De guvernare liberală. Da. Bun, da. Și cu tot cu indulgența aceea aduceți până prin vara acestui an. Da. Să meargă alianța. Maxim pentru că se certe și stați să apară. Păi deja există fricțiuni. Acum există fricțiuni chiar în rândul propriului partid. Problema lor. Eu cred că cel mai important e să facă odată ceea ce trebuie să facă. Cred că au vorbit destul în toată această perioadă de un an și ceva. Sunt convins că dacă nu vor face, vor pleca. Ei sunt la fel de convinși că șansa pe care li se oferă acum nu o să mai veni niciodată. Foarte probabil. Foarte multe lucruri până în 2024 din punct de vedere administrativ-politic se vor schimba, foarte multe forme. Se vor diminua foarte multe lucruri, pentru că noi suntem o țară și încăpușată și blocată financiar de foarte multe primării. Foarte, foarte mulți angajați la nivelul statului din punctul ăsta de vedere administrativ. Sunt convins că se vor diminua primarii, sunt ferm convins. Asta ar trebui să implice o reorganizare din temelie administrativă. Până în 2020. Adică să dispară UAT-uri. Se vor dispărea, garantat. Se vor comasa. Se vor face regiuni. Pe raza toată comunei, în fine, în proximitatea Așa. Comunei dumneavoastră, cam câte estimați că ar trebui să rămână? Pe această logică de eficientizare a actului administrativ. La ce vă referiți? Când spun dumneavoastră, deci Stejarul și alte comune, deci cam cum vedeți acolo? Eu consider că undeva la dat fiind faptul și condițiile. Mare atenție că poate supărați pe colegii noastre primari de acolo din zonă. Eu n-am de ce să supăr, asta e realitatea. N-am de ce să supăr pe nimeni. Asta este realitatea. Suntem primari mulți la oameni puțini. Aha. Da, și corect. Foarte mulți, foarte mari salariile, nu contez că nu sunt meritate, dar nu, noi suntem la un nivel de țară în care nu mai producem nimic, doar încăpușăm și atât. Cred că din două comune să rămână una. Echivalentul și a atragerilor fondurilor europene, pentru că condițiile precare se bazează să se îndeplinească, da, numărul de... Unul dintre condițiile majore a atragerii fondurilor europene la nivel de UAT este să ai un target de minim 5.000 de locuitori și majoritatea comunelor din România nu depășesc majoritatea, și când spun majoritatea, chiar sunt majoritatea, de un număr de 3.000, 4.000 maxim de locuitori. Asta înseamnă o comasare. Din două comune se facă una. Din ceea ce știu, ultima reorganizare aici, în Gorj, cel puțin din temelie, a fost undeva prin anii 60, atunci când Dăneștiul, de exemplu, a devenit ceea ce este acum, Drăguțeștiul la fel a devenit ceea ce este acum, adică destul de acum câteva decenii bune a avut loc ultima reorganizare. Așa și în istoria comunei mele, satul Baloșan era o comună care aparținea... Deci era o comună. Da, satul Piscoi era o comună. Deci acolo există o entitate, da, la momentul ăsta provenită din mai multe... trei comune, cum ar veni de-a lungul istoriei. Baloșanul era o comună, Stejarul se numea Cordești la un moment dat, o comună. Nu știam. Piscoiul era o comună, după aceea ulterior satul Baloșan s-a arondat comunei Stejari, după Căpreni. Ulterior s-a reformat și regrupat Baloșani Stejari, pentru că satul Toiaga, de care aparține astăzi de Stoina, aparținea de satul de comuna Baloșani. Vedeți de ce sunt mai mult decât interesante acele monografii locale, să spunem, ale comunelor, ale satelor. Îmi permit luxul pentru că la asta lucrez. E fantastic. Pentru că îmi doresc să scot un certificat de comună turistică. Să scoți la iveală trecutul, frumos. Să aduc în... un certificat de? Comună turistică. Foarte pentru interesant. A putea atrage fondurile europene, atât noi cât și cetățenii, mai ales cetățenii, mult mai ușor.
Asta înseamnă că trebuie să știi cât anumite părți istorice și mai în glumă, mai în serios, cu echipa de consultanță cu care colaborezi și lucrezi și discuți și vorbim despre, pentru că e o întreagă povestioară și o să vin într-o emisiune să vă prezint. Eu cred că Comuna Sejar are o poveste foarte, foarte frumoasă. Vom relua discuția, stimate domnul, însă după o scurtă pauză de publicitate. Okay. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050 111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Chipul tău este unic. Cu ochelarii de vedere potriviți de la Oviral Optic îți exprimi stilul. Oviral Optic vă oferă consultații gratuite făcute de specialiști, iar ofertele magazinului sunt de nerefuzat. Ramă plus lentilă la doar 59 de lei. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 35, zona Parâng, lângă stația de taxi și la telefon 0722 570 579. Oviral Optic are grijă de ochii tăi. Nu ai chef să gătești azi? Te așteptăm cu mâncare gătită, dar și cu mâncare tip fast food la foods.ro by Casa Alex. Poziționat ultracentral vis-a-vis de Hotel Gorj, Foods te așteaptă cu o paletă bogată de mâncăruri pregătite cu suflet special pentru tine. Poți alege meniul zilei format din ciorbă, fel principal, garnitură, salată și desert. Sau poți alege meniuri de pui crispy, meniuri kebab și shawarma sau burger de pui și vită Angus. Poți să mănânci la locația noastră sau să comanzi telefonic la 0768 668 866 și pe site-ul www.foods.ro. Te așteptăm cu drag! Ești în căutarea unei piese de mobilier pentru casa ta? Mobilă pentru decorarea sufrageriei, dormitorului, bucătăriei sau a biroului? Marclinic ExpoMob te poate ajuta să-ți găsești ceva pe gustul tău. Vino în Târgu Jiu pe strada Termocentralei, numărul 39, sau contactează-ne la numărul de telefon 0764 882 844. Asigurăm livrarea mobilierului comandat și montarea acestuia. Marclinic ExpoMob. Transformă-ți visul în realitate. Mirfo Târgu Jiu produce structuri mecanice sudate și prelucrate, linii și echipamente destinate industriilor metalurgice, navale, aeronautice, feroviare, mașini speciale, dar furnizează și piese de schimb pentru variate echipamente și instalații de uz industrial și civil, precum și servicii de reparații și mentenanță. Mirfo Târgu Jiu a lansat pe piață produsul container metalic din panouri termoizolante pentru toți utilizatorii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Alea Macului, numărul 3, sau la telefoanele 0726745748 sau 0253-213-406. Mirfo Târgu Jiu, garanția bunei calități.
Artego S.A., un partener de încredere. Societatea Artego S.A. are experiență reușită de peste 40 de ani în domeniul produselor din cauciuc. Artego este lider autohton pe piața benzilor de transport și unul dintre cei mai mari producători de articole tehnice de cauciuc din lume. Producem la o calitate excepțională, ghidați de cele mai înalte standarde mondiale. Portofoliul nostru de produse cuprinde benzi transportoare, secțiune unde ne aflăm pe primul loc în România și în top 3 european, covoare și plăci tehnice din cauciuc, garnituri presate și profilate, coturi și manșoane, răzuitoare de zăpadă, aparate de reazem, covoraș auto, plus multe alte articole din cauciuc. Societatea Artego mai produce confecții textile, produse de panificație și lactate. Artego S.A., un partener de încredere. Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Am revenit, domnilor, domnilor, cu a doua parte a emisiunii în care avem plăcerea de a încerca să înțelegem ce s-a petrecut cu România și ce se petrece cu noi românii din 1989 încoace și cu a plecare special pe anul acesta ciudat al pandemiei sau pe perioada aceasta ciudată a pandemiei, ca o chestiune pe care aș vrea să o abordez cu invitatul nostru, domnul Robert Păiuș, primarul comunei Stejari, pentru cei care n-ați fost prezenți de la debutul emisiunii noastre. Stimate domnă, românii, o bună parte a românilor refuză vaccinarea, cârcotesc, cum îmi place mie să spun, cu motive, unele pertinente, unele de-a dreptul puerile, adică gen nanoboți, microchipuri și mai știu eu ce băgate în vaccin, dar, de ieri nu se mai găsesc în farmaciile veterinare, nu se mai găsește ivermectină, care este un medicament antiparazitar pentru animale și la sfaturile unor influenceri, doctorului din America. Unor influenceri de pe la noi. Din Craiova, nu? De la mine. Nu știu, unor influenceri, da? Acel doctor nu se mai găsește, dar atenție. Și a spus că l-a tratat cu așa ceva. Și că tratează, are 50 de persoane și că n-a murit nimeni și nu știu ce. Dar atenție, grosul medicilor, cel puțin din România, spun că acest medicament este foarte toxic, foarte toxic și la animale trebuie luat în doză corespunzătoare, duce în cel mai fericit caz la orbire, cel mai nefericit caz la deces. Adică, și aici intervine ironia situații. Vaccinul îl găsim, domne, e prea repede. Ok, pot înțelege teama asta, domne, e prea repede. Nu s-a terminat ultimul stadiu acela de testare, suntem în plină testare clinică. Dar luăm un medicament pentru antiparazit animale? Unde-i? Nu știu, România e normală. Dacă colegul dumneavoastră, Marius Tucă, s-a tratat cu așa ceva, dacă nu țin bine. Bun, dar e normal să luăm așa ceva? Una dintre vedete, nu mai știu care, de la 300 s-a tratat cu așa ceva și sunt în viață, trăiesc, dacă acel medic, care dacă nu mă înșeală pe mine memoria, era unul dintre medicii lui Michael Jackson, care îl trataseră la vremea respectivă și pe Michael Jackson, eu cred că și a plecat dintr-un oraș, da? Și a ajuns, sau a plecat din România și a ajuns unul dintre cei mai renumiți sau cei mai respectați medici din America, eu cred că omul a învățat ceva și are un cuvânt greu de spus. Acum, sincer, vis-a-vis de vaccinuri, și dacă facem sau nu facem... Aia e voluntar, nu e nimeni obligat. Cu Ionică, că tot ne cheamă pe amândoi Ionuț, cu lupii, uite, vin lupii, nu sunt lupii. Și într-un lupii. Final a venit pe bune lupul. Eu cred că, sincer să fiu, cred că nu e cam așa, suntem în situația asta. Uite, vaccinul, nu-i vaccinul. Și când va veni gripa sau virusul, cu adevărat virus, cred că nici vaccinurile nu o să ne mai facă
foarte bine. Nu știu, nu sunt în măsură nici să spun să-și facă, nici să nu-și facă. Fiecare om este liber să facă ceea ce crede de cuvință pentru sănătatea lui și pentru familia lui. Doar că s-au creat aceste zvonuri, atât pro cât și contra, chiar de oameni, poate și dintre unii, dintre oamenii ăia, mulți care le-ai spus tu, că acel tratament, acel medicament nu este bun. Pentru că să nu uităm că au fost medici, da, în România care au spus că vai să nu mai punem mâna pe masă că luăm virusul, vai să nu ne mai atingem că luăm virusul. Dar eu vă întreb așa, banii? Păi dacă umbli cu card, da, diminuezi riscul. Să vă spun o poveste. Eram în Craiova, într-un centru comercial foarte mare și acolo este un punct dintre acesta special amenajat pentru testarea de COVID. Mă uitam cu atenție la modul în care primeau oamenii și ulterior a apărut un angajat care aducea de catering, nu de catering, că de catering. Da, da, bine, România... Și acest tip care le-a livrat mâncarea doctorilor, medicilor, nu-i habar n-am ce funcție avea acolo, asistenți, și erau oricum un cadru medical, bănuiesc că dacă n-or fi ca italienii cu diplomă într-o aia falsă... E, ați văzut că se practică. Și a avut modul atât de dubios de a primi încât chiar te făcea să crezi că există virusul ăsta. La cum i-au spus să lase mâncarea, cum m-au tratat. Dar ulterior, când au plătit, au luat din grămadă de unde primeau banii și a dat banul așa. Păi stai, mă, deci dumneavoastră nu realizați că virusul nu stă peste tot, de bani fuge. A, probabil că fuge a sărăcie. Fuge hai de să, bani. Să fim serioși. De cash. Există, dar unele sunt duse în extrema aia de a mai mulți oameni mor răciți, da? Fac gripa. Bine, dacă normală, e să o luăm așa, anul ăsta au murit mai mulți oameni cu totul altceva pentru că n-au mai fost tratați. Nu, au murit foarte mulți, sau nu neapărat și asta, sau nu contest și treaba asta, dar au murit foarte mulți care au intrat în panică. Pentru că eu am știu așa că un neștiuitor, că au murit bun al acestei lumi, că atunci când sunt răcit, nu mai am miros că mi se umflă nasul, da? Și trebuie să suflu nasul, că se umflă de partea mucoasă. Da. Mă ustură gâtul, mă hrâie, nu mai am gust, papilele gustative sunt duse, vedeți că încerc să folosesc și termeni ăștia ca să vadă lumea, că am spus eu, de aceea vreau să spun înainte de pauză, că jumate, 80% din cei care candidează la funcția de primar ar trebui să dea examen, pentru că noi suntem în ce fel de examen? O să se facă o facultate, ceva de gen, în care să dai un atestat, să meriți să fii candidat. Ajungem, stimate domn, dați-mi voie să vă completez, am spus pentru acum am găsit ceva timp. Din istoria comune am găsit niște lucruri, niște manuscrise, niște lucruri scrise despre comună și am văzut niște declarații, niște hârtii completate de foști precedesori de îți făceai cruce. Deci nici de clasa și pe filmul, dacă îl puneam, chiar și mai corect și dacă îl puneam... Ajungem la ceea ce am spus eu odată, acum mulți ani, eram invitat la o televiziune locală, pentru că atunci nu moderam aici emisiuni, eram invitat într-o seară și am spus o chestie și nu mai țin minte ce primar era în platou cu mine invitat, s-a cam supărat domnul primar, pot să încerc să fac așa un efort, nu, un efort să-mi amintesc cine era. Am spus așa, eu că nu orice... Nu vrei să fii, ai fidelitatea. Sunt îndrăguți, sunt îndrăguți. Orice persoană care vrea, care își dorește, care aspiră la a candida într-o funcție publică, că vorbim de consilier local, consilier județean, primar, nu știu, secretar de stat, ministru, deci oricine, deputat, senator, oricine ajunge acolo, ar trebui elementar să dea un examen de, prin care să probeze cunoașterea limbii naționale, în cazul nostru, limba română, limba de stat, da? Doi, cunoașterea unei limbi, nivel mediu, conversațional, de circulație internațională și trei, un examen de logică. Măcar... Pentru că multe dintre manifestările aleșilor noștri, de la bază până sus, deseori sfidează logica. Ca să nu zic altceva. Sunteți de acord cu mine că ar trebui să existe un astfel de test? Ne-a murit miliardarul, yes, of course. Adică, nu știu, mi se pare noaptea minții. Sunt lacune foarte multe în anumite interviuri pe care le-am văzut la anumiți primari.
nu stăm să dăm nume. Băi, nu, n-are sens să strigăm imaginea oamenilor. Normal. Și o strică singur. Sunt foarte multe lucruri care mi s-au părut anomalii, de fapt, în documentațiile pe care le-am găsit în cadrul primării. Sunt foarte multe și de aceea am spus atunci, mai în glumă, mai în serios, lucrând în proiectul ăsta, pentru că pentru mine este un proiect de suflet, un proiect foarte important, acest certificat de comună turistică pentru care, și pe care mi-l doresc extraordinar de mult, în beneficiu comunei noastre, a tuturor cetățenilor în parte. Acum știți cum e, nu putem pe toți să-i punem la muncă, care nu vor, nu vor. Așa cum nu puteți să-i mulțumesc pe toți. Am văzut niște lucruri care pe mine m-au lăsat așa plex. Pentru că la un dat eu am avut așa o aură a intrării mele în clasa politică din comuna Stejar, în care am fost sfidat și tratat ca unul dintre cei mai mari răifăcători, dar am avut toate funcțiile posibile și imposibile. Asta spuneau opozanții. Da. Deci te durea capul. La un dat aflasem că am făcut și ceea ce nu știam că am făcut. Și mi-era necaz că nu apucasem să fac atâtea lucruri într-o viață atât de scurtă, dar fie că la 28 de ani am ieșit primar. Și într-un fel parcă mi-era necaz. Uite câte funcții am avut și eu nu știam. Ce șmecher am fost și habar n-aveam. E cam pe acolo ideea. Da, nu știu acum, s-au creat atâtea, de revenind la întrebarea anterioară a dumneavoastră cu vaccinul, s-au creat atâtea povești care pe unii oameni îi sperie, pe alții sunt mai curajoși și alții au încredere. Au fost greșeli la nivel înalt, țin minte nu de mult pe domnul Velea, venea la 12, spunea că o să murim 2000 de oameni, vă dau un exemplu, Doamne ferește. Fostul ministru al internelor. Da, spunea că se întâmplă, okay, să facem asta, la ora 6 se trezea domnul Claus Iohannis din sala de sport și spunea nu mai facem asta că nu vreau eu. Domnul Raed Arafat spunea, da, că stați că facem ca mine, că e la mine. A fost cel puțin oamenii. Un astfel de eveniment, un de incident nu, într-o zi când că dacă folosim mască, să ne fie Raed Arafat, Marcel Vela, respectiv Claus Iohannis, președintele României, au spus trei lucruri contradictorii. Și Ludovic Orban, la un moment dat, însoțindu-l pe Raed Arafat, privitor la ceea ce se preconiza că va fi pe vară cu libera circulație la mare și nu știu ce. Unul a zis că se va circula lejer, altul că se va circula cu mască, altul că nu se va circula deloc. Cam pe acolo a fost discuția. Dar și la început. A rămas. Al începutul de pomină. Unii spuneau că nu e bine să folosim mască, alții că e bine să folosim. Tot dintre aceștia medici, că doar s-a făcut 7 milioane de vloguri, 7 milioane de emisiuni. Câți medici are România la momentul ăsta? Că dacă ne uităm pe Facebook, de exemplu, ne speriem. Toată lumea este absolvent de studii medicale. Da, unii sunt în microbiologie, în bacteriologie, în nu știu. Ideea este că bine nu este. Ca aia clar, fără discuție. Din punct de vedere economic, pentru țara noastră și așa, noi eram, sau începuserăm și noi în perioada 2014-2019 să începem să mișcăm cumva. Să fim pe plus. Pe plus, pe minus, dar eram acolo, la punctul T0. Nici nu ne duceam în jos, nici nu urcasem foarte mult, dar acum cred că ne-am dus foarte mult în jos. Îmi doresc și, pe de altă parte, le doresc tuturor românilor sănătate și forță psihică, în primul rând, pentru că asta este problema cea mai mare, indiferent de boala pe care o deții. Știți că trebuie să fii întotdeauna, să ai aptitudinea psihică puternică de a te vindeca, indiferent de situația în care te afli. Cred că nu vom mai duce această povară, nu vom mai duce foarte mult, din punctul meu de vedere, îmi doresc. Păi da, asta însemna vaccinare în masă. Adică oamenii să se vaccineze. Știți, altfel nu vom căpăta acea imunitate. A apărut la un moment dat un film. Da. Am avut discuția asta înainte de emisiune. Și în film, să știți că s-a întâmplat, nu știu ce regizor, 2011, dacă nu mă înșel, este anul acelei producții cinematografice, cu surprinzător de multe nu știu, detalii care se regăsesc acum. Încă foarte mult. Eu am văzut, știți că am văzut, începuse pandemia și prin aprilie am văzut filmul și m-am speriat când am văzut filmul. Și în film, la un moment dat, apare vaccinul, sunt foarte mulți care se sfiesc să-l facă din cauza cutumelor create în jurul lui. El nu este creat decât la un număr de 30 parcă și ceva de genul la nivel global.
Și după aceea apare, cum s-ar spune, pesul mânecă. Și cine și-l făceau? Oamenii foarte bogați. Foarte, foarte bogați. Să revenim totuși la chestiunile și noastre. Să nu ajungem ca în film. Vom vedea, nu vreau să cred așa ceva. Stimate domnă, în acest an, cu multe provocări în față, iată, la momentul vorbirii n-aveți un buget local care să vă permită direcții clare, financiar vorbind, pe care să le urmați. Cu o situație economică, să spunem, care vine și mai dificil peste bugetul comunei. Mă refer la agenții economici, la toți cei care prestau într-un fel sau altul munci. Care sunt provocările pe care le aveți în față în 2021 din perspectiva de primar al UAT Stejari, în ideea în care, repet, nu se anunță așa a fi un an foarte darnic din punct de vedere financiar, cu buget, cu mai știu eu ce? Eu zic că cel mai indicat ar fi să gândim cu raționamente administrative, da? Să așteptăm să vedem ce este, pentru că pe supoziții, pe speculații, nu mai putem să mai mergem. Corect, sunt de acord. Ar fi ușor pentru mine să spun că sunt pământ și n-au făcut mai nimic. Lucrurile astea sunt oamenii în măsură care să le decidă. Aștept să văd ceea ce primesc și după aceea vă promit că vom face cele mai incendiare emisiuni. Pentru că și dacă încerc să scot ceea ce e rău din ei acum, nu și are sensul, pentru că la un moment dat e posibil ca apoi să se trezească cu un buget foarte bogat. De unde? De să mă... Din împrumuturi? Din împrumuturi. Păi ce, până acum din ce am trăit? Din 97 încă la 98, de unde credeți că am trăit din... Da, asta înseamnă că toate partidele s-au împrumutat. Toate s-au partidele s-au împrumutat. Cine plătește? Copiii copiilor noștri. Dacă vor mai plăti, dacă nu vor fi... Vor veni cineva trebuie să plătească. Da. Și într-un fel, trebuie pentru ceea ce plătim plătit. Astăzi. Păi noi plătim. Nu avem noi supermarketurile noastre, avem noi fabricile noastre. Asta e plata. Împrumuturile noastre. Vrei să dăm bani? Da. Nu mai dezvolți asta. Vrei să dăm bani? Da. Nu mai dezvolți asta. Vrei să dăm bani? Da. Nu mai faci și închizi portul Constanța. Închizi portul Constanța și ai primit banii. Și gata, ne lași pe noi. Iar noi muncim, da? Nu mai trebuie să ne mai teleportăm, să mai plecăm în străinătate. De ce, domnule? Că mie îmi place să călătoresc. Și îmi place să călătoresc liber. Nu, mă refer din punct de vedere al muncii. A, nu. Eu mă refer la călătorie. Da, o să fim un fel de o țară din care o prevad așa, gen, poate urât spus, sau poate e greu, un cuvânt greu spus, de cobai. Numai noi din toată lumea asta. Dar întotdeauna românii au fost cei mai păcăliți, cei mai prostiți. Nu nouă ni se luau copii, nu nouă ni se luau nevestele. Bine, dacă e să o luăm așa, da, turcii nu doar din principatele românești luau. Doar fetele mari, fetele căsătorite nu mai luau. Nu doar din principatele românești luau acei copii sclavi. Luau din toată Europa. Din punctul meu de vedere, eu ca individ, ca cetățean, mă rezum la mine. Dacă mă rezum la mine, mă rezum la țara mea. Știți, mai puțin mă interesează ce se întâmplă în celelalte țări. Pentru că cei care... trăiesc în, nu știu, în Scoția, nu interesează nici dacă... Ce credeți că în Scoția, apropo, ca idee, pentru că să numește Scoția, vor să rămână în UE. Problema e că s-a votat acel referendum și s-a stabilit Brexit-ul. Dar Scoția, ca entitate statală, vrea să rămână în UE. Ei vor să rămână în UE, să fie sănătoși. Dar, sigur, problemele lor sunt altele față de ale noastre. Absolut. Așa că noi ca români, ca indivizi, ca cetățeni ai acestei țări, da, trebuie să ne rezumăm la ceea ce trebuie să facem noi pentru noi. Nu trebuie să ne mai rezumăm, să mai avem așteptări de salvare de la nimeni, pentru că nimeni nu va salva pe nimeni, decât noi ne vom salva pe noi. Ceea ce vedem noi cu... ne salvează Germania, ne salvează Franța, ne salvează Uniunea Europeană, astea sunt abureli. Pentru că mai avem circa 5-6 minute până la final. Ceea ce ne-au oferit au luat cu vârși îndesat. Nimic nu a fost gratis. V-aș propune, stimate domnă, spuneam mai sunt circa 4-5 minute până la final, v-aș propune să ne mutăm puțin spre latura politică. În România, ca de altfel întreaga lume normală la cap, administrația merge mână în mână cu politica. Nu le poți separa. Cine spune că face administrație și este apolitic sau nu se implică politic, eu îi spun că nu reușește. Majoritatea angajaților care lucrează. Bun. Nu noi. Bun.
primari. Și atunci vin eu cu întrebarea. În această, în această perioadă avem o alianță la guvernare. Spuneați dumneavoastră că nu le dați mai mult de jumătatea anului până când se va destrăma alianța. Ce face PSD, principalul partid de opoziție, în această perioadă? Se rebranduiește, se reconstruiește? Partidul Social-Democrat, cred că prin oamenii pe care i-a trimis de data asta în, la guvernare... La guvernare, în Parlament, trebuie să spuneți. În Parlament, da? Încerc scuze, că vreau să... Poate vor fi la guvernare. Și spuneam, da. Cuvinte... Ce va fi peste câteva luni. Partidul Social-Democrat a demonstrat nu doar în Gorj și în Dolj și cam prin toate județele, au venit cu oameni tineri, cu oameni noi, cu oamenii pregătiți. O foarte bună parte din clasa politică de acum 4-8 ani, foarte mulți dintre ei s-au schimbat, sau cel puțin... N-au mai fost lăsați să candideze, corect. N-au mai fost lăsați să candideze, li s-a spus că totul are și un început, dar și un sfârșit. Pe de altă parte, era normal și logic să vină o schimbare de generație. Partidul Social a făcut o schimbare de generație. Nu în totalitate, probabil mai mult ca sigur, pentru că au mai rămas câțiva dintre ei, pentru că nu tot, cum să spun, nu cred că toți sunt oameni cărora putem să le reproșim ceva. Eu n-am spus niciodată, Doamne ferește, că nu avem și noi anumite defecte, dar comparative cu restul, să știți că faptul că mă aflu în Partidul Social Democrat nu este doar pentru buna strategie a mea de a negocia lucrurile. Este și pentru că, până la urma urmei, dându-i și răul la o parte, la toate partidele, că fiecare partid are cele bune și rele, și oprindele de la fiecare părere bune, de-a lungul istoriei, Partidul Social Democrat și mai exact PSD-ul a avut foarte multe lucruri bune. Foarte multe lucruri bune, foarte multe legi pe care astăzi guvernarea funcționează. Ați fost curtat, ați avut discuții și cu alte formațiuni politice până să faceți pasul către PSD? Dar sunt un Cristiano Ronaldo. Logic, am fost curtat de toate partidele. Pe Cristiano Ronaldo nu și-l permiteau foarte multe echipe, chiar și l-a pus de carieră. Mă refer acum, la momentul vorbirii, la el. Adică trebuia să fie niște oferte concrete, mă gândesc. Au fost niște strategii sau că s-au luat în calcul anumite voturi, de ce să nu fim corecți, s-au luat în calcul și cine va conduce Consiliul Județean de către echipa mea, pentru că și eu reprezint o echipă, pentru că și Cristiano Ronaldo și Messi și oricare jucător sau oricare om politic, dacă nu ai o echipă în spate bine conturată și făcută la modul de adevărat, un adevărat profesionist și nu te bazezi pe echipă, nu ai cum să faci de unul singur. De aceea spun că oamenii trebuie să înceapă să înțeleagă că ei sunt cei mai importanți. Totul se bazează pe oameni. Și proiectele, fondurile europene, nu le aduce Păiuș sau Klaus Iohannis sau Victor Ponta sau Ludovic Orban sau Păiuș. Nu le aduc ei, că sunt ei tari, le aduc oamenii pe care îi reprezintă. Acele fonduri europene pe care le primesc fiecare comună în parte, le primesc pentru oameni. Pentru că noi, dacă n-am avea oameni, nu ți-ar da nimeni niciun ban. Mie nimeni nebun să-ți dea să bagi canalizare într-o comună unde n-ai oameni. Totul se bazează pe oameni. Și oamenii sunt cei mai importanți. Și oamenii trebuie să înțeleagă că ei au o putere foarte importantă și decisivă din toate... Pe logica dumneavoastră, n-ar fi trebuit să existe săli de sport construite în zone fără populație. Și cu toate astea avem. Există acel program național care a fost cândva, da, pus în aplicare, cu săli de sport în anumite OAT-uri din România unde nu sunt oameni. Vorbim de perioada lui... Nu mai știu perioada Băsescu, exact. Da, corect. 2007, la guvernare cu doamna Udrea, și atunci se mergea pe două variante. Sală de sport sau teren de fotbal bază sportivă. Deci se voia o Românie vioaie, o Românie aptă fizic, care să facă mișcare. A fost un lucru rău. Proiectele, să știți că proiectele nu ni le imaginăm noi deputați senatori. Se formează anumit oameni la Bruxelles și spun, trebuie să avem și noi. Cum are Ionuț Catrina sticlă apă, trebuie să avem și noi o sticlă de apă. Cum are el un telefon, și noi nu avem niciun, el are două, trebuie să luăm și noi măcar unul. Nu vă gândiți că s-au gândit ei la sănătatea oamenilor, hai să fim serioși. Lucrurile astea au fost cerințe de către
Uniunea Europeană pentru a ne dezvolta. Pentru a avea și noi minimul necesar pe care îl dețin ei. Păi gândiți-vă că sunt în comune, în comune din Germania, din Italia, sunt echipe de fotbal foarte renumite la nivel local. Sunt acele after school-uri care au dezvoltat și le permite nemților, italienilor, francezilor să-și ducă copiii la after school, ei se ducă să muncească. Vă promit, stimația domn, că vom duce discuția mai departe. În această seară însă ne oprim aici. Ne-a expirat timpul, ca la fotbal am intrat deja în prelungiri, că le punem capăt acum. Multe putere de muncă, să ne revedem sănătoși. Mulțumesc mult, asta e cea mai importantă, sănătatea, și eu vă doresc atât dumneavoastră și colegilor noastre și întregii țări multă sănătate și oriunde ar fi. Pentru domnul Nicolae Ceaușescu sau tovarășul Ceaușescu, vă mulțumim pentru că astăzi ne plimbăm printre ruinele pe care trebuia să le întreținem. Doamnelor, domnilor, am avut plăcerea de a discuta cu domnul Robert Păiuș, primarul comunei Stejari. Multă putere de muncă și dumneavoastră, cum ar spune un bun prieten, rămâneți în viață. La revedere!